perioada aceasta, între 1 și 5 ani, este diferită, într-adevăr, de perioada de sugar și din punct de vedere nutrițional, pentru că apar o serie de achiziții motorii, psihomotorii la copii. În primul rând, copilul se mișcă mai mult, apare mersul în jurul vârstei de un an, apoi apare fuga, consumul de energie crește mult la copii, pe de altă parte, creșterea în greutate încetinește foarte mult, să nu uităm că la sugar greutatea s-a triplat practic până la vârsta de un an, deci cumva necesarul energetic crește la între 1 și 5 ani. O caracteristică a etapei de copil mic este apetitul capricios cu care se confruntă multe mame. La această vârstă, mulți copii care înainte mâncau cu plăcere anumite alimente, încep să refuze acele alimente. Unii copii refuză grupe întregi de alimente, cum ar fi legumele sau carnea. Și atunci mamele se confruntă cu aceste probleme, devin îngrijorate, își pun întrebări și încep să citească despre acest subiect. Un copil sănătos, între 1 și 5 ani, are volumul stomacului mai mic decât un copil mai mare sau decât un adult. Așadar, cantitatea de alimente va trebui să fie adaptată, potrivită dimensiunii sale. Dat fiind că cantitatea de alimente consumată la o masă este mai mică, el va trebui să aibă mai multe mese pe zi. Ideal ar fi să fie 3 mese principale, micul dejun, prânzul și cina, între care îi putem oferi 2-3 gustări sănătoase. După vârsta de un an, laptele continuă să fie încă un aliment principal în alimentația copilului. O parte dintre aceștia mai sunt încă alăptați. Este indicată continuarea alăptării atât timp cât mama și copilul doresc acest lucru, atât timp cât se simt confortabil. Apoi, după ce copilul este înțărcat, se poate continua fie cu o formulă de lapte praf adaptată, formulă care este îmbogățită cu vitamine, cu minerale. Dar după vârsta de un an, dacă se dorește, se poate introduce și laptele de vacă. Ca și cantitate, între 1 și 3 ani, necesarul ar fi între 350 și 450 de ml de lapte pe zi, nu mai mult de 500 de ml de lapte pe zi. După vârsta de 3 ani, de obicei, cantitatea de lapte începe să scadă și crește cantitatea celorlalte alimente. Copilul mic, ca de altfel și copilul mai mare, ca și adultul, trebuie să consume o varietate de alimente, să consume alimente din toate grupele alimentare. Dacă să le luăm pe rând, cerealele sunt importante, pot fi consumate în fiecare zi la această vârstă, atenție însă la copiii cu exces ponderal. Ideal ar fi ca un procent din aceste cereale să fie înlocuite cu cereale integrale, deci cumva să creștem procentul cerealelor integrale în defavoarea celor rafinate. Fructele și legumele dețin de asemenea un rol important, ar trebui consumate la fiecare masă dacă se poate. Asigură un aport suficient de vitamine și minerale necesare creșterii la această vârstă. Proteinele sunt de asemenea importante pentru copil. Proteinele complete sunt conținute de produsele de origine animală. Carnea, indiferent că este carne de pasăre, carne de vită, pește, ouăle sunt prețioase ca și sursă de proteine. De asemenea, proteinele din leguminoase pot fi introduse fasolea, năut, linte. Toate acestea asigură o proporție bună de proteine în alimentația copilului. Grăsimile la această vârstă se recomandă a fi date cu măsură. Se vor evita prăjelile, rântașurile în mâncăruri. În schimb, laptele se recomandă a fi oferit integral, special sub vârsta de 2 ani, când creierul are o dezvoltare rapidă și necesarul de grăsim pentru acesta trebuie asigurat. Ar trebui evitate alimentele intens procesate, cele pe care ar trebui să le evite copilul la orice vârstă. Vorbim aici de alimente bogate în calorii, bogate în grăsimi, bogate în zahăr, dar cu elemente nutriționale puține, adică cu puține vitamine, puține minerale. Mă refer aici în principal la mezeluri, la anumite tipuri de brânză intens procesate, la produsele de fast food,
cartofi prăjiți și așa mai departe. La dulciuri, zahărul ar trebui introdus cât mai târziu în alimentația copilului pentru a nu-l obișnui cu gustul și cu dorința de a-l consuma. Diferența dintre o masă principală și o gustare, așa cum știți, o reprezintă cantitatea. Deci o gustare trebuie să fie un aliment mic, de preferință sănătos, dat între mese pentru a-i asigura copilului energia necesară până la masa următoare. Cele mai sănătoase gustări ar fi fructele, legumele, care pot fi oferite atât acasă cât și la o plimbare în parc. Mai putem oferi copilului la o gustare un iaurt, de exemplu, sau diferite produse realizate în casă, biscuiți, pișcoturi și așa mai departe. Ar fi de evitat gustările sărate sau foarte dulci, cumpărate din comerț, mă refer la pufuleți, biscuiți, ciocolată și așa mai departe. Iar după vârsta de 5-6 ani, la gustare le putem oferi copiilor alune, nuci, semințe, dar numai după această vârstă, când pericolul de a se eneca cu aceste semințe scade. Așa cum spuneam, această vârstă este caracterizată printr-un apetit capricios, așadar, marea majoritate a mamelor se confruntă cu etape în care copilul parcă refuză să consume alimente, parcă trăiește doar cu aer. Așa cum a observat marea majoritate a mamelor, copiii trec prin perioade în care consumă o cantitate mai mare de alimente, alternativ cu perioade în care parcă nu mănâncă nimic. Important este ca mamele să se informeze, să știe de existența acestor momente, să nu insiste cu oferirea unui aliment. Dacă un copil refuză, să amâne reintroducerea acelui aliment, să-i ofere alte alimente, poate preferate, și după o săptămână, două, trei, să reîncerce să-i ofere alimentul respectiv. O parte din întrebări se referă la refuzul copilului de a consuma legume, cum să facem să le introducem în alimentația acestuia. Cheia succesului este tot la mame. Copilului ar trebui să-i fie oferite două, trei legume ca el să poată alege, să simtă că are un cuvânt de spus. De asemenea, copilul să fie așezat la masă cu întreaga familie, părinții să consume și ei aceleași alimente ca și copilul. Să nu uităm că în această perioadă se formează preferințele culinare ale copilului și părinții au un rol important în acest lucru. Și în același timp îi formăm obiceiurile alimentare pentru toată viața. Deci dacă părinții consumă alimente sănătoase, sunt șanse mari ca într-un final și copilul să ajungă să consume alimente sănătoase. Un copil diagnosticat cu anemie, deci cu analize medicale efectuate, cu siguranță va avea un preparat cu fier prescris de medicul său pediatru. Dar, într-adevăr, îl putem ajuta cu anumite alimente bogate în fier pentru a-și reface rezervele. Aceste alimente recunoscute a fi bogate în fier și cu absorție bună digestivă sunt în principal alimentele de origine animală. Carnea, carnea de pui, în special carnea roșie, cum e carnea de vită, pot fi oferite copilului. Vișcerele, ficatul, sunt bogate în fier. Gălbenușul de ou conține mult fier. Și pe lângă faptul că au o cantitate crescută de fier, 10-20% din acest fier se și absoarbe la nivelul tubului digestiv a copilului. Sunt și alte alimente, cum ar fi spanacul, recunoscut a fi bogat în fier, dar din acesta doar 1-2% din fier se absoarbe la nivelul tubului digestiv. Într-o diaree, prin definiție, scaunele sunt apoase, deci se pierde mult lichid. În primul rând, copilul trebuie bine hidratat, hidratat cu apă, este cel mai bun lucru pentru el. În diareele ușoare, într-adevăr, se poate obține vindecarea doar printr-un regim alimentar adecvat. Indicate sunt a fi consumate alimente bogate în amidon, de exemplu pâine, orez, paste, cartofi, fructe cum ar fi banana, mărul copt, brânza de vaci, iaurtul. Iaurtul este bogat în bacterii benefice pentru tubul digestiv, deci ajută repopularea florei și ajută, susține vindecarea tubului digestiv. Ar fi de evitat
alimentele care fermentează, care duc la creșterea meteorismului abdominal, cum ar fi fructele, dulciurile, leguminoasele, sucurile acidulate, acestea vor fi evitate în primele zile ale unei diaree acute. În cazul constipației, un lucru important, la fel ca și în diaree, este consumul de lichide. Este important ca un copil să fie bine hidratat, iar apoi vor fi oferite alimente bogate în fibre, cum ar fi fructele, legumele. Dintre fructe, perele, prunele au un efect laxativ important. Putem folosi sucurile de fructe, la fel accelerează transitul intestinal și pot ajuta copiii cu probleme minore de constipație. Atenție însă la sucul de fructe, a nu se consuma mai mult de 120-180 de mililitri pe zi. Legumele, cum spuneam, și ele pot fi utile, gen broccoli, conopida, sunt bogate în fibre. Leguminoasele și ele pot fi folosite la copiii puțin mai mari, fasole, mazăre, năut, linte. Dacă un copil ia bine în greutate, crește bine și în înălțime, sunt șanse mari ca acel copil să aibă o alimentație suficientă și echilibrată. Pentru a ști dacă un copil crește bine și în greutate și în înălțime, acel copil va trebui evaluat, cântărit, măsurat de către medicul de familie sau medicul pediatru. Periodic ar trebui făcut acest lucru. La copilul peste 1-2 ani, dacă a luat bine în greutate până atunci și în înălțime, este suficientă o măsurare pe an. La copiii cu probleme, la care s-a observat o stagnare ponderală, o încetinire a creșterii, acolo trebuie evaluați mai des. Și evaluarea greutății și a înălțimii se va face cu ajutorul curbelor de creștere. Curbele de creștere se află la îndemâna medicilor, și atât a medicilor de familie, a medicilor pediatri, iar interpretarea lor se face în funcție de vârsta copilului. Deci un medic sigur va putea spune dacă un copil a crescut bine, atât în greutate cât și în înălțime. Consultație pentru evaluarea greutății decurge în mare ca o consultație pediatrică obișnuită. În plus, copilul este cântărit, este măsurat în înălțime, se calculează indicele de masă corporală, valoare care este interpretată pe baza curbelor de creștere. La copiii cu probleme de greutate, cu suprapondere sau cu obezitate, se recomandă analize medicale amănunțite pentru evaluarea completă a statusului nutrițional. Iar apoi există posibilitatea de a fi urmăriți până la normalizarea greutății.